A 10-a tranșă de vaccin de la Pfizer a ajuns azi în România. Aceasta constă în peste 200.000 de doze care au sosit pe cale aeriană în aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca, Timișoara, dar și Craiova. Procesul de vaccinare continuă atât în centrele din București, cât și în Brașov, Cluj, Constanța, Iași, Timișoara și Craiova. Conform calendarului de livrare, următoarea tranșă de vaccin ar urma să fie adusă în România pe data de 1 martie, iar la acest moment se așteaptă confirmarea oficială în acest sens din partea firmei producătoare. Da, păi nici n-am, probabil a făcut niște băieți deștept, nu cred că l-a făcut orice. Ce o fringare de stradă, he? Mehedințenii susțin faptul că au încredere în acest vaccin, deoarece nu au altă alternativă. Autoritățile spun că dozele livrate în perioada următoare României de Pfizer-BioNTech sunt destinate imunizării persoanelor care au deja programări în platformă atât pentru prima cât și pentru a doua doză de vaccin. Dacă lumea are încredere, de ce să n-avem? Eu nu l-am făcut încă, trebuie să merg să mă programez la medicul de familie, să vedem unde îl voi face, trebuie făcut. Persoanele de peste 55 de ani eligibile pentru etapa a doua se vor putea programa pentru imunizarea cu vaccinul de la Pfizer-BioNTech, începând cu prima parte a lunii martie, odată cu deschiderea unor noi centre de vaccinare. Păi, opinia mea, e opinia națiunii, opinia mapamondului, toată lumea se vaccinează. Aproape 33.000 de persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore în România. Transportul către centrele de stocare este asigurat de firma producătoare, inclusiv pe cale terestră. Vaccinurile sunt transportate în condiții optime de siguranță în containere speciale cu gheață carbonică și folie etanșă.